toți sunt bine. Nu mai fuma, nu mai bea. Dacă îți faci ție un bine, faci un bine și altora. Na, o să fii mai pozitiv. Și atunci, fiind mai pozitiv, și ceilalți de lângă tine vor fi ceva mai bine. Bea și tu un suc, altceva, nu mai alcool, dacă bei alcool. Mai mergi și tu cu bicicleta din când în când, nu doar cu mașina. Te ajuți pe tine, dar îi ajuți și pe ceilalți. Pentru cei din Constanța se pot plimba, adică cei din Constanța se pot plimba prima maia cu bicicleta. Nu o să mai fac atâta zgomot prin oraș. Tot felul de oameni cu bani în Constanța nu au bani să-și cumpere și ei o bicicletă, să mai facă și ei un bine celorlalți, să nu mai meargă atât de des cu mașina. Adică fă-ți ție un bine ca să faci un bine celorlalți. Nu este egoism și nu are rost să râdeți. Îți faci ție un bine, atunci faci bine și celorlalți. Și asta este. Probabil așa zice și Dumnezeu. Fă-ți măcar ție un bine și tot faci un bine și celorlalți din jurul tău. Nu, fă-ți ție un bine, nu mai fuma atât de des. Nu știu, mănâncă și tu ceva care îți face bine sau, eu știu, sau nu mai bea atât de des alcool, mai bea și tu un suc, ceva acolo, un suc natural, ceva. Ca așa, nu? Dacă Dumnezeu zice, te băi, fă-ți ție un bine și tot mai ajuți și pe alții, îți ajuți familia, ajuți și pe alții din jurul tău, aia se supără Dumnezeu dacă vede că oamenii nu vor să-și facă nici măcar lor un bine ca să-i ajute pe cei din jurul lor. Adică cere puțin de la oameni, mulți oameni au bani, adică lenea sau nepăsarea, sau poate chiar eu știu altceva decât lene sau nepăsare, tot felul de chestii, așa, mult prea, nu știu cum, ceva așa exagerat. Hai Constanța, hai România!